Trigoane cu brânză sărată și aluatul făcut în casă. Eu sunt Camelia și astăzi am făcut împreună aceste trigoane, un deliciu. Și să încercăm unul. Ia uitați. Să facem trigoane. Am făcut aluatul de aseară și pentru umplut vom avea nevoie de brânză de borduf, brânză sărată, caș, aici am caș de oaie și un albuș de ou. Având în vedere că cașul este sărat, nu mai punem sare. Și cu gălbenușul o să ungem pe deasupra și foilele vom unge cu unt topit cu puțin ulei. Și lăsăm să se odihnească aluatul măcar o oră. Eu, cum am spus, l-am făcut aseară. Și acum să întindem. Am deschis cuptorul la 220 de grade și să punem, să Ne facem pregătim aici cașul. Deci peste cașul nostru frământat, așa, voi pune albușul și amestecăm. Sau puteți pune un ou întreg, dar eu folosesc doar un nou, albușul la umplutură și gălbenușul pentru uns pe deasupra. Și amestecăm așa bine. Punem aici în față, punem și gălbenușul. Aici avem aluatul nostru. Și voi întinde pe această foaie din silicon. Și să vă arăt aluatul cum este. Ia uitați-l. Vedeți? Este elastic. Așa. Și vom pune din uleiul nostru pe masa de lucru și întindem așa bine și punem aluatul. Și îl întindem așa bine. Eu am să-l împart. Așa, și o să-l împărțim mai întâi în două. Și am să mai împart. Și acum să întindem foaia unt și cu ulei. Așa. Așa, să mai întind încă una, o lăsăm să se odihnească puțin. Și acum facem schimb și o luăm pe cel electric, sus și jos. Puteți întinde foile și cu făina și după aceea le ungeți sau faceți așa cum fac eu acum,
Împingeți într-o foaie cât mai subțire. Așa. Cam atât. Și acum voi lua din compoziția mea de brânzigă și vom pune și vom face trei goanele. Și am să pun așa puțin aici. Împărțim așa în patru și puțin aici. Așa. Și acum nu ne rămâne decât să facem trigoanele noastre și să le împăturim. Așa. Și le punem în tavă, vedeți? Pregătit aici o tavă și le așezăm așa în tavă aici una. Și o să dăm mai întâi pe aceste două la cuptor și după aceea le dăm pe celelalte. Așa. Vedeți? Pur și simplu împăturim așa frumos. Facem. Așa, iată-ți. Și le așezăm așa aici. Și acum să ungem. Am să strâng așa. Să vedeți. O să ungem aici galbenuș. Avem galbenușul nostru, vedeți? Și o să ungem așa cu galbenuș peste. Le dau la cuptor și le facem pe celelalte. O să le întindem cu sucitorul să vedeți diferența. Și cât noi le întindem, acestea se fac maxim 15 minute la 220 și le scoatem imediat. Le dau la cuptor. Vedeți? Așa. Puțină făină. Fiecare bucățică am să o iau și am să o strâng pur și simplu. Așa. O strângem, o adunăm și o să ungem la o grumă cu, vedeți, o strângem pur și simplu. Întindem. Vedeți? Și începem să întindem aceste. Biluțe. Așa, le voi întinde pe rând ca să aibă timp aluatul să se odihnească și să se întindă. Așa. Și întindem așa. Vedeți cum arată? Și acum întindem și să vă arăt la urmă cum ungem cu ulei și le umplem. Și le luăm pe rând și le întindem.
Acum le ungem cu, cu ulei și cu unt. Ungem așa bine. Și facem trigoanele noastre. Și acum voi pune puțină brânzică. Întoarcem așa și să facem trigoanele noastre. Putem pune puțină, puțin unt cu ulei și peste. Așa. Și le luăm și le facem așa. Vedeți? Și așa. Și acum nu ne rămâne decât să întoarcem, vedeți? Așa. Dacă doriți, ungem și pe deasupra. Și acum facem triunghiurile noastre. Până închidem. Așa. Vedeți? Cum a ieșit? Așa. O să ungem partea de jos. Cu puțin unt și cu ulei. Și să vi le arăt pe cele de la cuptor. Ia uitați-le. Așa. O să le scoatem. Ați văzut, se fac imediat. Și să le punem pe acestea din nou. Le luăm și le punem în tavă și o să le ungem cu... Așa, avem găgănușul. Ungem. Deci le puteți face și le puteți întinde cum doriți, cum am făcut eu prima dată, doar cu ulei sau cu sucitorul. Acum depinde de fiecare, de timpul fiecăruia. Așa, și ungem așa bine peste tot. Și dăm la... Să vedem cum... Uitați cum sunt. Sunt fierbinți. Vedeți cum s-au făcut? Să încerc să rupem. Uitați cum se foiesc. Încerc să le rup. Vedeți? Ia uitați. Un deliciu. Astăzi am făcut trigoane. Ia uitați. Delicioase. Și le avem la cuptor pe celelalte. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate. Și ne vedem să facem sărățelele puțin mai târziu. La revedere și vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare. Pupici!